Drumul de acces către lacul Beleu din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, va fi reconstruit cu ajutorul unei finanțări de 4 milioane de lei, suma fiind oferită prin intermediul proiectului Uniunii Europene EU for Moldova Regiun Cheie. Se arată într-o postare pe Facebook a Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Lacul Beleu este cunoscut pentru coloniile sale de pelicani și întinderile de nufer, fiind nucleul rezervației naturale Prutul de Jos, o destinație turistică strategică pentru regiunea de sud a Republicii Moldova. Accesul spre lac se face prin traversarea străzii Nuferilor, cea mai scurtă, dar și cea mai puțin confortabilă opțiune, drum de țară care pe alocuri este surpat de ape. În luna iunie curent, strada Nuferilor, care are o lungime de 600 de metri, a intrat în reparații, iar într-o jumătate de an Artera ar trebui să devină una funcțională. Va avea o lățime de 7 metri, două benzi de circulație și trotuare. Se mai arată în postarea Delegației Uniunii Europene la Chișinău.